mulțumim și meșterilor populari pentru sumane lui Dumitru Zaporojan, lui Badea Constantin Cojan pentru căciul și costumele populare Maria Cristea, opincile Dumitru Pascaru. Folclorul este cel mai mare filozof al nostru, ne ceartă, ne iartă, ne ia cu el de mână și ne duce mai departe prin viață. Folclorul coboară și el la rădăcini, acolo unde primul om a încălzit piatra, lemnul și a încercat să facă din ele cele mai simple obiecte de meșteșugărit, unelte care se prindă bine în gospodărie. Gospodăria neamului s-a mărit, poftele omului au crescut și așa a apărut arta și creația. Eu nu știu dacă mai există vreun eveniment în municipiul Chișinău care să fie fără de voi. Și asta îmi pare foarte frumos, de la Crăciun până la Paște, de la zilele Chișinăului până la Hram, de la evenimentele publice pe care le avem și în care invităm multă lume frumoasă, bună, de peste tot, fie că de aici, de acasă sau de peste hotare. Vreau să vă felicit, să vă spun multă, multă sănătate, mulțumesc pentru ceea ce sunteți, mulțumesc pentru ceea ce faceți. Și în lumea aceasta care este foarte zbuciumată, rătăcită, aș zice, pe de altă parte, este foarte nevoie de autentic, este foarte nevoie de ceva real, este nevoie ca să cunoști rădăcinile. De asta vă mulțumim mult din suflet, pentru că ne amintiți cine suntem, ce facem și cum trebuie să fim. La intrare în hol ați putut admira imaginea domniilor voastre. Sunteți oameni, simboluri, buni, depuși în rama vieții. Și aici aș vrea să-l invit în scenă pe directorul general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, pe domnul Petru Vicol, care știe că obiectele și lucrările dumneavoastră pot încălzi ograda și casa muzeului. Suntem prieteni și această prietenie s-a dezvoltat în acești 30 de ani foarte mult și dovada este acea expoziție de jos. Deoarece colegii mei, când au inițiat procesul de identificare a imaginilor, mi-au spus, domn director, dar imagini sunt foarte multe. Ce facem? Cum selectăm? Aceste imagini au apărut în urma colaborării noastre între muzeu și Uniune, deci acele expoziții personale, acele expoziții concurs, acele expoziții tematice și nu mai vorbesc de acele târguri care încet, încet au prins rădăcini în curtea muzeului și devin tradiționale. Cei 30 de ani ai Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova sunt marcați de cele 30 de trofee, simboluri confecționate de meșterul Victor Pelin. Onoarea de a mâna aceste trofee a fost oferită partenerilor acestui eveniment. Maria Cristea, meșter faur, purtător de tezaur uman viu. Zaharia Triboi, meșter faur, ceramică. Natalia Cangea, meșter faur, împletitul în fibre vegetale. Constantin Cojan, meșter faur, prelucrarea artistică a pielii. Lidia Manea, meșter popular, împletitul în fibre vegetale. Mă gândeam acum că ce-i trebuie românului ca să aibă o sărbătoare? Să-și îmbrace costumul național, să-și aștearnă pe perete și pe jos un covor și să răstoarne
pe masa cu 3 picioare de lemn, o mămăligă cu brânză de oi. Mă gândeam la dumneavoastră acum când v-am revăzut. Cei ce se vorbește despre tezaur uman viu, sunteți dumneavoastră toți. Republica Moldova are ceva mai mult de 2 milioane de locuitori. Uniunea Meșterilor Populari, 400 de membri, dintre care 200 activi. Un om la calculați câți oameni cetățeni români din Republica Moldova. Exact același lucru este și în România noastră, dragă. Deci vreau să vă spun că dumneavoastră, cu toții, sunteți acel tezaur, acea comoară umană vie, care păstrați pentru toată lumea rădăcina tradiției românești. Și prin asta puneți spiritualității românești monument viu. Vreau să vă spun că în numele Institutului Cultural Român îmi exprim profundul respect pentru tot ce faceți și pentru că este adevărat ce spune domnul Lutic, trebuie să fim împreună și alături pentru ca aceste rădăcini și această tradiție spirituală a neamului românesc să se perpetueze în timp. Următorii 5 meșteri populari au primit diplomele și trofeele aniversare din mâinile doamnei Monica Babuc. Tatiana Popa, meșter faur, port popular, purtător de tezaur uman viu. Victor Pelin, meșter faur, prelucrarea artistică a lemnului și autorul acestor simboluri. Valentina Guțu, meșter faur, port popular, purtător de tezaur uman viu. Și facem schimb de cadouri. O traistă pentru sufletel. Dumitru Daraban, meșter faur, purtător de tezaur uman viu, prelucrare artistică a pielii. Antonina Rusu, meșter faur, port popular. Felicitări, doamna Valentina Guțu și doamna Adela Guțu. Dumneavoastră ați adus în calitate de surprize pentru premianți și niște trăistuțe cu busuioc, cu mere, nu știu ce mai este aici, dar miroase frumos. O trăistuță întotdeauna și la fiecare persoană, în fiecare gospodărie, dacă este o trăistuță, e ceva frumos, e ceva ce moștenim noi de la bunei străbuneii noștri și dacă putem singuri să le confecționăm, de ce să nu facem niște cadouri?
Așa, la persoanele dragi. Vă rog să atrageți atenția la costumele populare a acestor doamne, fiindcă se aseamănă același colorit cum este la mamă și la fiică. Numai îmi spuneți cine le-a confecționat, că la sigur că asta dumneavoastră ați lucrat. Noi am lucrat mai multe femei și împreună și cu mama noastră. Ea a țesut pânza și brodatul și ne-a învățat multe lucruri. Poate s-a primit multe, poate nu chiar. Oricum, noi încercăm să mergem așa cum ne șoptesc aceeași doamnă Buzilă. Învățăm multe și de la șezătoarea Basarabiei și de la muzeu, dar foarte mult de la mama noastră. Eu mă simt foarte bucuros că am avut onoare să fac trofeele pentru sărbătoarea. Ce a fost cel mai greu? Cel mai greu, nu știți, când știi cum se face, nu e greu, dar durează. Din partea fostului președinte, primului președinte a Uniunii Meșterilor Populare, Ion Bălteanu, vreau să vă transmit un mesaj. Dar Ion Bălteanu spune că spun-le meșterilor că le doresc să fie creativ, să fie purtători și el zice că eu sunt convins că noi vom intra în Uniunea Europeană cu lada de zestre plină de tradiții, plină de folclor și astăzi și ulterior se va mândri cu poporul nostru, cu noi aici, trăitorii acestui pământ frumos, cu oameni frumoși, cu suflete frumoase. Sunt onorată și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pe parcursul, iată, a 12 ani am reușit să pătrund și eu în această familie a meșterilor populari din diverse prisme. Astăzi am cântat, dar altă dată m-am aflat printre ei în calitate de organizator. Ce să spun, sunt niște oameni absolut minunați, pe lângă faptul că au mâini de aur și sunt foarte creativi și își pun suflet în fiecare lucrare pe care o execută. Sunt 30 de ani, eu zic că acești 30 de ani au trecut prin diverse etape, dar datorită meșterilor noi am putut reveni oarecum la tradiția populară, pentru că împreună cu etnografii au muncit mult și au readus cumva arta populară acasă. Meșterii noștri sunt în bună parte și pedagogi, nu întâmplător, pentru că ei țin să transmită mai departe generațiilor care vin acest tezaur al sufletului nostru. Acum este foarte important să ne dumerim sau să înțelegem de ce la începutul secolului 21 noi căutăm cu ochii lucrările meșterilor populari din expoziții sau de acolo de pe unde ei și le demonstrează. Noi fiecare avem în sufletul nostru o parte ancestrală, o parte în care s-a acumulat tot ce înseamnă matricea spiritualității noastre. Și anume, această parte a sufletului nostru vibrează atunci când privim lucrările meșterilor populari. Alături de noi sunt gospodarii de la Parcova, Iedeneți, formația folclorică Ciobănași de la Miori, conducător artistic Diana Malai. Ei poartă cu mândriile costumele confecționate de Valentina Guțu. Să vă mulțumim.
Alt partener strategic al evenimentului, reprezentat de doamna Angela Cudasevici, viceprimar de Chișinău, a înmânat la rândul său încă 5 trofee, celor 5 meșteri mari. Ivan Prevediuc, meșter popular, ceramist. Raisa Lungu, meșter popular, țesut tradițional. Grigore Posternac, meșter popular, prelucrare artistică a lemnului. Maria Negru Vodă, meșter popular, bijuterie, suvenire. Elena Ilescu, meșter popular, croșetă. Silvia Antohi, meșter popular, sport popular, broderie artistică. Dumitru Muruzuc, prelucrare artistică a lemnului, meșter popular. Trofeul pentru Dumitru Muruzuc de la Bălți a fost transmis prin intermediul Silvii Antohi, iar în scenă se ridică cel mai longeviv meșter activ, Mircea Cecan. Cât despre tradiții, o să o invit acum aici, în fața domniilor voastre, pe o artistă care mi-e dragă tocmai pentru cumințenia și cum se cădea în ei care vine de acasă. Este omul domniilor voastre. De atâtea ori ați stat cu ea la povești, de atâtea ori le-ați pus problemele, de atâtea ori a încercat să le rezolve și să treacă pagina mai departe. Mariana Dobzeu! Frunzulițe firlalea, intră ora juca, cântete duminica, cum și inima. Voioasa poși sunt și la lume vreau să cânt, și-mi place și dragostea, și când mă bucui badea. Lai, la, da, dai, la, marini numili, lai, la, da, dai, la, și eu nu satiri. Lai, la, da, dai, la, badea mă dismiat așa, lai, la, da, dai, la, măriu, pietra mea. Și dragă cui mă știi. Marii m-o botezat și m-o binecuvântat, ți-am partit din noroc și la muncă și la joc. Când Marii mă-i cuța și mă mugai tot așa, și-o vrut de tu ca eu, Marii să știu și eu. Lai, la, 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 Marii numele. Și eu nu scatili, lai, lai, la, dai, la, partea mă disneat așa, lai, lai, la, dai, la, măriu, e draga mea, spate cu vine-n pat, și e zdravă lui partea mă. Caprișoare ne-am țesut, ieșoare ne-am pusut, și pondițe cu puiuți și piplac la drăguți. Oțeșor brodat cu șir și cu flori de trandașir, și ghișoare papușei se joc și mai buni plăcăi. Lai, lai, da, dai, la, marini numili, lai, lai, da, dai, la, și eu nu scatili. Lai, lai, da, dai, la, partea mă disneat așa, lai, lai, da, dai, la, măriu, pe draga mea, am strai de sărbătoare. Mă știu pe pământ, eu plăcut să joc să cânt, la tetomul cel frumos și cu suflet omenos. Dragostea e leacul meu și la bine și la greu, și-mi place să trăiesc când am timp să mă gândesc. Lai, lai, la, dai, la, marini numiri, lai, lai, la, dai, la, și eu nu scatili. Lai, lai, la, dai, la, padea mă disneat așa, lai, lai, la, dai, la, măriu, e draga mea. Marie îi numi spui.
și dor. Se și fi plac tuturor și lupadele-a fi dor. Din numele Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, din numele întregul sector al turismului, aș vrea să mulțumesc meșterilor populare pentru ceea ce fac ei, pentru aportul care îl aduc în cultura, în promovarea turismului și țării noastre ca o destinație turistică ce merită a fi vizitată. Ceea ce creați dumneavoastră deja de mult nu mai sunt niște mici suveniruri, dar sunt niște obiecte de artă cu care mergem noi la expoziții, care sunt recunoscuți de către turiști atât locali cât și internaționali. De aici aș vrea să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru creativitate și mulți ani înainte. Daria Grigore, meșter popular croșetă. Maria Ciobanu, meșter popular broderie artistică și port popular. Ion Tocan, meșter popular prelucrare artistică a lemnului. Parascovia Pasat, țesut tradițional, meșter popular. Alexandra Morar, meșter faur împlătitul în fibre vegetale. Andrei Tihon, meșter faur prelucrare artistică a lemnului. Asociația patronală din industria ușoară este o bună susținătoare a meșterilor populare. Astfel, următoarele diplome și trofee sunt înmânate de directorul executiv Marcela Lozovanu. Eugenia Moldovanu, împletitul în fibre vegetale, meșter popular. Dumitru Constandache, meșter faur, prelucrare artistică a lemnului. Nicolae Dron, meșter popular, confecționare instrumentelor muzicale, lutier. Eleonora Voloșciuc, împletitul în fibre vegetale, meșter popular. Iurie Cucuietu, meșter popular ceramică. Rădăcinile nu au nici început și nici sfârșit, ele au doar continuitate. Primul președinte al Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova, domnul Ion Bălteanu, a transmis ștafeta pe mâini de nădejde. Toți au muncit și au creat, acum însă e nevoie de un mic restart și de continuitate. Trebuie să le zicem oamenilor mulțumesc pentru ceea ce fac, dar viața merge mai departe și de fiecare dată ne tot întrebăm ce facem mâine, ce facem în continuare. Avem idei foarte multe. Dintotdeauna meșterii și-au dorit un magazin. Eu mai nou îmi doresc un muzeu a meșteșugarului. Îmi doresc foarte mult să avem o școală a tânărului meșteșugar, care a fost cândva. Domnul Costandache știu că a avut o astfel de școală. Ne dorim să fie nu doar în Chișinău, ne dorim să fie pe lângă filialele meșterilor noștri care sunt și să deschidem cât mai multe filiale. Astăzi avem doar 4, dacă nu mă înșel, avem la Bălți, avem la Cahul, avem la Telenești, avem la Criuleni. Urmează încă să le mai constituim. Prin continuitatea activității care o să le desfășurăm, deja o să accentuăm tinerii meșteșugari și cei care sunt păstrători de tezaur și de creație populară. Toți partenerii sărbătorii aniversare a Uniunii Meșterilor Populari au fost onorați cu diplome de onoare și cuvinte alese. Scrisoare de recunoștință a fost înmânată doamnei Varvara Buzilă, etnolog, doctor habilitat, conferențiar universitar și consultant științific al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova. O diplomă și un trofeu pentru colega mea de televiziune, realizatoare emisiunii Tezauri, Irina Ropot. Dragi prieteni, de fiecare dată când mă duc în atelierele meșterilor populari, vin cu flori.
asta o știți și de această dată acest coș cu flori este pentru dumneavoastră, pentru toți meșterii populari, în semn de prețuire, de respect și de recunoștință. Dacă nu erați dumneavoastră cu operele pe care le creați, nu era să fie nici emisiune Tezaur, fiindcă atunci când le admiram pe la expoziții sau pe unde vă vedeam că le realizați, mi-am propus să realizăm această emisiune la televiziune națională, fiindcă erați mai puțin promovați, mai, nu știu cum, îmi părea în umbră și atunci susținută de doamna Varvara Buzilă, încurajată de doamna Monica Babuc, care aplauze pentru dumneavoastră, fiindcă m-a susținut foarte mult, cu doamna Dicusar, cu domnul Dumitru Constandache, cu toți meșterii din teritoriu. Să știți că numai astfel am reușit și noi să trecem de 10 ani cu această emisiune și dumneavoastră ați apărut în lumea întreagă ca promotori ai culturii tradiționale, adevărate tezaure umane vii. L-am văzut pe domnul Petru Vicol, dumnealui este partener din prima zi și ne-a susținut foarte mult și toate activitățile de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală au fost și cu participarea dumneavoastră. Și noi le-am filmat, fiindcă asta a fost menirea noastră. Mă închin în fața domniilor voastre și vă doresc din tot sufletul sănătate, inspirație, putere de creație și tot ce vă mai doriți dumneavoastră. Asta-i sârba voioasă și lejoată, nu mai lasă moldovanul ei. Primul frunte jocului, iubești mândre frumoase, nici la muncă nu se lasă la tetele comos, că-i din apălos. Asta-i sârba neamului, bucuria omului, faima laurtarului, hop! Și ia ca așa, îi găsăi perașa, că-i țeră suni duzi băi, ciocul moldovanului, sârba neamului. Asta-i sârba neamului, bucuria omului, faima laurtarului, hop! Și ia ca așa, îi găsăi perașa, că-i țeră suni duzi băi, ciocul moldovanului, sârba neamului. Sârba, stai coc și pare, ai unii vrea acolo zboară, măi, când la prut, când la oltez, treci și fără lipodeți, somnul.